USR Sălaj propune în municipiu treceri de pietoni supra-iluminate pe timp de noapte. Măsura ar scădea riscul producerii de accidente rutiere, consideră reprezentanții formațiunii, în contextul în care conducătorul auto nu cunoaște întotdeauna traseul pentru a identifica cu ușurință zona în care va intra în contact cu pietonii. Chiar și atunci când șoferul sau pietonul cunosc zona, dacă vizibilitatea este una scăzută, pericolul de accidente rămâne ridicat. De altfel, săptămâna trecută, un bărbat a murit la Zalău după ce a fost lovit de două mașini pe o trecere de pietoni cu vizibilitate redusă pe strada Gheorghe Doja. Propunerea USR vizează identificarea pe raza municipiului Zalău a trecerilor de pietoni nesemaforizate sau din zone cu aglomerare urbană mare și trafic intens, deficitare din punct de vedere al marcajelor. Acum, un astfel de proiect ar avea ca și scop îmbunătățirea condițiilor de siguranță, atât pentru pietonii care folosesc aceste treceri de pietoni, cât și pentru șoferii auto, adică și conducătorii auto, fiind implicați în trafic. Ca și primă idee, aș vrea să spun că, de fapt, conform legii, există lege care spune, din 2016, care spune că trecerile de pietoni ar trebui să fie supraluminate până la 150% față de partea de carosabil pe care se rulează. Adică exact ca să scoată în evidență acest lucru. Bun, un prim punct pentru realizarea acestui obiectiv ar fi identificarea acestor zone deficitare din punct de vedere pe care le-am amintit. Noi am demarat deja un astfel de mini-proiect, ca să zicem așa, ne-am împărțit în zone, există zone care sunt foarte, foarte slab iluminate, există altele care sunt undeva mediu. O să vă putem pune la dispoziție și exemple. Cartierul Dumbrava, Școala Generală Corneliu Coposu, zona Gării, deci sunt foarte, foarte, foarte prost iluminate trecerile de pietoni. După aceea, sigur, ar trebui o prioritizare, după ce se identifică aceste zone, o prioritizare lor pentru a vedea unde trebuie acționat cu precădere. Supraeliminarea aceasta a trecerilor de pietoni, sigur, se poate face prin implementarea unui sistem complet sau, mă rog, adaptarea după caz. Unele, cum spuneau, au oarecare luminozitate, sunt stâlpi de iluminat public în apropiere, dar ar trebui niște măsuri suplimentare pentru a duce la buna desfășurare a traficului. Utilitatea unei astfel de măsuri este susținută de statistici. Potrivit acestora, zonele cu treceri de pietoni prezintă un risc ridicat de accidente rutiere, atât pe timp de zi, cât mai ales pe timp de noapte. De asemenea, trecerile de pietoni, semnalizate insuficient, prezintă un risc suplimentar de accidente pe timpul nopții. Ce am urmărit printr-un astfel de proiect, sigur, ar fi creșterea vizibilității, încă o dată spun, zonele afectate, care se ducă implicit la o scădere a numărului de accidente care se întâmplă în astfel de zone, cel puțin a celor care se soldează cu deces. Există de la montarea unor senzori de crepuscul sau senzori de luminozitate care să ajute la luminarea efectivă acestor zone sau, mă rog, după caz, creșterea intensității luminoase în momentul în care există pietoni în zonă, în funcție de luminozitatea de afară, da, mai multe caracteristici, montarea suplimentară a unor seturi de marcări luminoși, între 10 și 20 de marcări luminoși puși în carosabil, care fie să fie reflectorizanți sau să fie pur și simplu luminoși, care să lumineze intermitent. Și încă multe alte măsuri prin care, cum am spus, să ducem la creșterea luminozității în aceste zone de trecere de pietoni. Beneficiile obținute prin implementarea unui astfel de proiect ar fi creșterea vizibilității zonelor de trecere a pietonilor și implicit scăderea numărului de accidente produse la trecerile de pietoni și în special reducerea cazurilor soldate cu deces, precum și creșterea condițiilor de siguranță în trafic atât pentru pietoni cât și pentru conducătorii auto. În cazul trecerilor de pietoni supra-iluminate, un pieton angajat pe trecerea de pietoni va putea fi observat de la o distanță mai mare, iar riscul unui accident va fi mult redus. De altfel, săptămâna trecută în municipiu, un accident rutier soldat cu decesul unui bărbat a avut loc chiar pe o trecere de pietoni slab semnalizată, cu vizibilitate redusă pe strada Gheorghe Doja.